fost internat în hematologie pentru copii. Nu mi-am dat seama, dar am văzut copii fără păr. Și ea s-a sculat cumva de pe scaun și îmi spune: tu ai cancer. I-a fost spus surorii mele că nu mai am șanse în Moldova. Era vorba de transplant de măduvă, care mi-a zis că costă în jur la 170.000 de dolari. Atunci am zis mami că lăsați-mă. Un sunet din Italia, de la o doamnă care e născută la noi în sat. Și parcă a fost o lumină. El venea mereu la mine la spital. Mă îngrijea, venea cu mâncare uneori. Nu eram sigură că vrea o relație, pentru că mă temeam să nu fie un final tragic. În Republica Moldova, cancerul este cea de-a doua cauză principală a mortalității, după maladiile cardiovasculare. Și, din păcate, sistemul nostru de sănătate nu are capacitățile necesare pentru a depista la timp, dar mai ales pentru a trata anumite forme de cancer. Prin urmare, mulți pacienți care nu au cunoștințe și bani se sting chiar dacă mai au șanse de a se trata. Dar, în afară de lipsa capacităților de a depista unele forme de cancer la timp, în sistemul nostru medical activează și persoane care au o atitudine inumană față de pacienți. Astăzi, la Monolog, vă prezint istoria Tatianei Pasat, care a fost diagnosticată cu o formă de cancer la doar 16 ani. Ea s-a tratat timp de 3 ani în Republica Moldova, după care medicii au zis că nu mai are nicio șansă. Iar istoria este extrem de emoționantă. Mă numesc Tatiana Pasat, sunt din satul Leușeni, raionul Telenești. La vârsta de 16 ani, am început să mă simt rău. Aveam febră foarte mare, 39,7. Aveam dureri în regiunea gâtului pentru că nu reușeam să respir. Cumva mi se apăsa traheea și nu reușeam să respir bine. Aveam amețeli, eram clasa noua, mergeam la școală, mă pregăteam de examen. Într-un moment dat am căzut jos la școală, mă simțeam rău, adormeam pe banca școlii, profesorii mă vedeau că eu nu mă simt chiar bine și mereu îmi ceream voie acasă. Am căzut jos de câteva ori, chiar și în casă, și până într-un moment dat când mama, fiind soră medicală, și-a dat seama că eu nu mă simt chiar bine. De multe ori am mers la ambulanța a venit la mine și tot așa, până în momentul când a fost cumva de la ambulanță mi-a zis că strict necesar să fiu internată în Telenești. Acolo în Telenești m-au internat în secția de pulmonologie, pentru că, după părerea lor, aveam pneumonie de tip închis. Și acolo mi-a administrat antibiotic, dar, din păcate, febra mea nu scădea. Aveam febră 39,7 mereu. Așa am continuat, cred că, cu febră mare 3 luni. Eu începusem foarte mult să slăbesc și pe mine asta foarte mult mă afecta. Nu aveam puteri, nu simțeam că nu sunt eu. Acolo, în Telenești, deja ultimele două zile, eu simțeam că nu mai am puteri. Și l-am chemat pe tatăl meu și am zis: ia-mă acasă că eu cred că o să mor. M-a cuprins și mi-a făcut, el a zis: eu acasă nu pot să te iau, hai să mergem mai departe. Merge o seară acasă, vedem cum facem și mâine plecăm. Era în zi de duminică și a doilea zi am mers la Chișinău. Când am mers la Chișinău, m-au internat la spitalul mamei și a copilului, tot în aceeași secție, cu pneumonie. Acolo, fiind duminică, nu era niciun medic. M-a luat sora medicală, m-a așezat în salonul respectiv. Părinții mi-au întrebat dacă este necesitate ca să rămână să vorbească cu vreun doctor. Sora medicală a zis că nu există niciun doctor pentru că este duminică. După ce s-au dus părinții mei, a venit doctorul, doctorița.
Și cumva a început a striga la mine că uniți părinții că au venit și te-au aruncat ca pe un câine și lor nu le trebuie așa, adică așa copil. Și eu am început să plâng și am sunat să vin înapoi. După care i-am dat deja să vorbească cu doctorița și s-au înțeles că o să vin a doilea zi pentru că ei deja erau în drum spre casă. Deci m-am simțit foarte, foarte, nu există așa ceva ca un doctor să aibă așa atitudine cu un pacient și mai ales fiind minor. Au trebuit să mă transfere la chirurgie. Acolo, la chirurgie, tot la mama și copilului, au înțeles că trebuie să-mi ia biopsie pentru că cred că au avut ceva suspecții. Când m-au palpat tot corpul, ceva sub mâna stângă se palpa. Și doamna Lina Danilă mi-a zis că dacă avem norocul ca să facem o mică operație la piele, ca să vedem, să luăm biopsia, atunci suntem foarte norocoși. Dacă nu, trebuie să mergem mai adânc, adică în torace. Și nu a fost să fie, pentru că aici cumva se palpa vena asupra la altă venă. Și m-au operat degeaba. Da, a fost nevoie de operație din torace și de acolo mi-au luat biopsia necesară. Operația dată a fost mult mai complicată. După această operație am stat și în reanimare, unde am fost tratat foarte rău, pentru că cumva în momentul când te simți foarte rău, nu dă voie la părinți sau nu dă voie oamenilor care să intre, să poată să mă ajute, să mă hrănească, pentru că acolo erau pentru, cred că, trei saloane, trei camere așa de pacienți în reanimare, unul lângă altul, diferite vârste, de la copii de câteva luni până la mari și cumva erau doar două sau trei nu știu, servitoare care veneau să îngrijească, dar ele nu se prezentau. Adică ne lăsau în voia sorții și părinții, ca să intre, trebuiau să plătească la ușă. Și tot, câteva minute și repede, câteva minute repede să iasă. Deci am fost, eu după operație m-am sculat din prima și singură îmi făceam toate chestiile care aveam nevoie. După ce au venit rezultatul la biopsie, mie mi s-a administrat prima chimioterapie în reanimare. După care, eu nu știam, dar după care au făcut ei transferul la oncologic. Și când ne-au spus că mergem acolo, eu zic, hai bine, trecem și la vizita asta și după care mergem acasă. Dar nu a fost să fie așa, pentru că când am ajuns acolo, am fost internată în hematologia pentru copii și am intrat în primul salon unde mi-a oferit patul și când am intrat înăuntru, nu mi-am dat seama, dar am văzut copiii fără păr. Pe mine și pe mama mea m-au luat doctorul în cabinet. Față de mine a întrebat mama, pot vorbi față de copilul sau mai bine la copilul pe urmă, să-i spuneți, la copil. Și mama cumva s-a uitat și eu zic, nu, eu vreau să știu adevărul, vreau pentru că cumva o să mă simt mult mai rău dacă eu nu o să știu. Și atunci mama cumva i-a explicat toate etapele doctoriței, i-a spus cum am făcut fiebră, cât timp, ce am urmat, ce tratament am făcut, unde am fost, toate etapele. După care doctorul spune, uite, voi ați vorbit până acum, acum vorbesc eu. Și cumva a făcut o pauză și în pauza aia zic, ce o să ne spună? Și ea s-a sculat cumva de pe scaun și îmi spune, tu ai cancer. Așa, și iar se oprește. Și eu nu știam ce să fac în momentul ăla. Mă uitam la mama, mama se uita la mine, nu înțelegeam. Mi-am revenit un pic și prima întrebare care am dat-o zic, se tratează? Și ea zice, acesta e limfom Hodgkin,
Și o boală care de cancer cea mai ușoară, adică se tratează cel mai ușor dintre toate, dintre leucemie sau limfoma non-Hodgkin, limfoma Hodgkin, care o aveam eu, după părerea lor, se tratează mult mai ușor decât altele. Și am ieșit afară, a ieșit și sora mea, și mama, și frățiorul, și toți ne-am pus așa grămăjoară și zic că o să-mi cad părul. Da, unica mea preocupare era că o să-mi cad părul. La moment nu realizam ce se înseamnă cancer, ce se înseamnă limfom Hodgkin. Sora mea m-a cuprins și mi-a zis, uite, cu așa păr lung, și ea avea așa păr lung, mi-l rad și eu la zero și îmblăm așa amândouă și o să fii tot ok, nu te stresa de păr. Bine, am mers mai departe, ne-am liniștit, m-am întors înapoi și am făcut prima chimioterapie la spitalul oncologic. La prima chimioterapie am avut șoc anafilactic, adică nu am mers chimioterapia, a fost reacție la medicamente. Și am avut norocul să am toți medicii în preajmă, adică repede au venit și m-au salvat. Mi-au schimbat terapia și tot așa, mai departe am făcut chemioterapie, după care am făcut pauză, în pauza dată am făcut radioterapie și iarăși după radioterapie am făcut iarăși chemioterapie și urma faptul ca să vedem în ce stare este boala. Adică, limfomul Hodgkin în situația mea dădea aceste simptome, febră foarte mare, cumva apăsa peste trahee și eu nu reușeam să respir, eu dormeam așa pe șezute, pentru că nu, dacă mă culcam cumva, eu mă năduseam cu totul. Și foarte mare oboseală, kilograme le pierdeam foarte, foarte ușor și rămânea, practic am rămas numai piele și os. A trebuit să mergem în România ca să, la recomandarea medicului, ca să facem acest PET, care el cumva vede la nivel celular dacă toți nodulii sau dacă mai persistă boala sau în ce regiuni persistă sau dacă nu există deloc. În România l-am făcut și rezultatul era pozitiv, adică că boala mai persista. Și iarăși am început-o de la capăt, doar cu alt protocol, alt tip de tratament. Tot așa, chemioterapie, o perioadă, după care mai fost administrat o parte de radioterapie, care era mai mult decât doza necesară. Adică eu în primul tratament am avut radioterapia la maxim. Și cumva pe viitor m-a afectat această radioterapie în plus. Și după care iarăși chemioterapie. Ca ulterior, deja lucram cu centru diagnostic, cu rentgen obișnuit. Și cumva arăta toți nodulii ăștia tot mai mult și mai mult, adică nu avea efect tot ce am făcut. Iarăși am schimbat tratamentul. Am făcut, cred că, vreo jumătate de an așa tratamentul ăsta, pentru că oricum există, după fiecare chemioterapie, stai acasă, sunt protocoale care trebuie să le urmezi. Tot procesul ăsta a durat aproape 3 ani, cu toate medicamentele care le-am achitat noi, le-am cumpărat de peste hotare, pentru că așa ni s-a spus de la început, că sunt medicamente și în Moldova, dar nu sunt atât de eficiente ca cele de peste hotare. După o parte din tratamentul al treilea protocol, i-a fost spus surorii mele ca eu cumva să nu mă mai întorc pentru că nu mai am șanse în Moldova. Noi am căutat mai departe unde să plecăm. Am întrebat-o pe doctorița noastră dacă ea are poate vreo idee unde am putea să plecăm, cu bani, fără bani, nu are importanță. Și ne-a fost cumva, a zis că eu nu știu, mă rog. Noi am încercat din toate puterile și cu toți oamenii să discutăm, să vedem cine poate să ne ajute. Și la un moment dat, fratele mamei
cumva a făcut legătura cu un reprezentant al clinicii Acibadem din Turcia și cu care am luat legătura și noi după care și am dat documentele ca să vadă cam cum ar fi tratamentul, cât costă, toate informațiile. Și el ne-a spus că undeva cu 20.000 de dolari facem tot tratamentul și totul să fie bine. Deci lumea s-a mobilizat, noi am acumulat vreo 18.000 de dolari, cam așa, și ne-am plecat în Turcia. Am făcut vizita cu doctorul. Doctorul ne-a zis că, uite, tu ai nevoie de transplant, pentru că la tine chemioterapiile nu mai ajută. Era vorba de transplant de mădvă, care mi-a zis că costă în jur la 170.000 de dolari. Dar pentru asta, pentru a începe tratamentul, am nevoie de o confirmare a bolii și iarăși trebuie să-mi ia biopsie. Această biopsie costa 15.000 de dolari. Noi aveam 18, 15 deja s-au dus, adică se duceau. Și cumva asta nu intra în tratament. Adică noi nu aveam așa bani și ne-am întors înapoi. Am stat 4 zile și atunci a fost unica mea stare de disperare. Atunci am zis mamei că lăsați-mă să merg acasă. Nu mai vreau nimic. Mama era cu tata la telefon și eram de toți distruși eram, adică știam că șanse nu mai am. Tatăl meu când a auzit că așa sume mari merg acolo, a zis că eu vă iau bilet, veniți acasă. Ne-am întors acasă și a zis că noi o să căutăm altă soluție. Și tot așa timpul trecea, boala mea avansa. Noi, până la un moment dat, noi nu găseam în care parte să o luăm. Și până într-un moment dat, la noi a ajuns un sunet din Italia, de la o doamnă care e născută la noi în sat. Și parcă a fost o lumină. Doamna Elena, care a vorbit acolo cu Asociația Renașterea, și cu care s-a înțeles ca noi să trimitem toate documentele, ca măcar să încercăm să vedem o consultație sau măcar cu ceva să mergem înainte. Iarăși lumea s-a mobilizat foarte mult, am acumulat iarăși ceva bani și documentele care le-am trimis doamnei Ludmila Furtună prin Asociația Renașterea au ajuns la doctorii de acolo. Doctorii de acolo, după ce au luat cunoștință cu tot ce au avut la mână, au zis că fetița asta trebuie să vină urgent, pentru că ea este în stadiu terminal. Și am plecat timp de o zi și jumătate, am plecat acolo, tot prin ajutorul moldovenilor de acolo. Am fost cazată la doamna Vera Brinoveanu, o moldoveancă de-a noastră. Tot traiul, tot ce am avut nevoie a fost cu cheltuielile ei. Ea mi-a fost cumva o susținere, ea m-a învățat multe lucruri, m-a încurajat să merg mai departe. Ea mergea cu mine la medic, ea m-a învățat cumva limba italiană, cumva mi-a fost tutorul meu. Noi am plecat acolo, am început tratamentul în dată ce am ajuns, cu documentele am rezolvat tot prin ajutorul Ludmilei Furtună. Am început tratamentul, acolo e un tip de tratament divers decât în Moldova, pentru că cumva aici, dacă am făcut timp de un an întreg chimioterapie, radioterapie, acolo am făcut așa, o chimioterapie, am făcut acest PET, am văzut dacă funcționează, la mine, din păcate, nu a funcționat,
a trebuit să schimb terapia. Iarăși am făcut o chemioterapie, am făcut PET-ul, iarăși nu a funcționat și după care au zis, bine, noi nu mai încercăm, noi trecem la transplant. Cu timpul mi-au luat celule, a fost un autotransplant, mi-au luat celule, în termen simple, mi le-au filtrat, după care mi le-au pus înapoi. Și a fost ca o bombă pentru celulele mele negative, adică celule canceroase. Din păcate, după 5 luni s-a întors înapoi, pentru că boala mea era destul de agresivă. Și a trebuit să fac transplantul de la donator, transplant de mădvă. Donatorul a fost mama mea și cumva acum sunt sănătoasă. Mulțumită mamei, mulțumită doctorilor de acolo. Tratamentul a fost gratis, pentru că eu când m-am dus acolo, am documental, am fost cumva, am cerut permis de ședere umanitar. Eu nu știam că din start o să fie gratuit și când am aflat că o să fie gratuit, eu am mai întrebat odată să fiu sigură. Și mi-au bunit lacrimile, pentru că, într-adevăr, după sumele care erau în Turcia, eu credeam că nu mai am așa posibilități, pentru că chiar să vinzi casa, să vinzi tot ce ai, să nu ajungi măcar la jumătate din sumele astea. Ei s-au implicat foarte bine în situația mea, știind că situația mea este foarte gravă, dar niciodată n-au lăsat mâinile în jos. Au avut momente când au ajuns, eu le-am aflat după asta, nu mi-au spus niciodată că la mine stare foarte gravă, că au ajuns într-un moment foarte, foarte greu, că nu știu nici ei cum să meargă mai departe, dar niciodată nu mi-au spus asta și nici nu mi-au redat sufletește sau cumva să înțeleg că e foarte greu. Mereu am mers și eu și ei înainte. Au fost, după primul transplant, a fost o perioadă când după asta am aflat, când ei s-au găsit în mare dificultate, dar iarăși prin cunoștințele lor, prin ajutorul altor medici, au făcut o terapie experimentală care a avut succes. Și apoi am făcut transplantul la doilea și tot ok. Primele luni am stat la doamna Vera. Ea m-a ospitat la ea acasă. După care mi s-a oferit o căsuță, tot prin această asociație, cu ajutorul ei, mi s-a oferit o căsuță la o biserică, la care am stat tot vreo 2 luni, dar între timp cât stăteam la doamna Vera, doamna care mi-a dat numărul de telefon al acestei asociații, ne-a invitat la prânz și noi am acceptat, pentru că ea este de la noi din sat și părinții mei cumva o cunosc și am fost de acord ca cumva să ne ducem și să-i mulțumim și să stăm împreună. Ea a venit la noi să ne ia cu fiul ei, cu mașina, și am mers împreună și am mâncat. Am stat toți la masă, după care ne-a dus înapoi. A venit ziua de 8 martie, și fiul ei m-a sunat să mă felicite cu 8 martie. El m-a felicitat și îmi spune, uite, îți urez sănătate, să fii femeie fericită. Și îmi spune, uite, eu te-am văzut pe tine așa trist și eu vreau să-ți arăt Parma, pentru că tu deja o să fii aici pe mai mult timp. Îți arăt Parma, vreau cumva să te scot din starea ta sufletească așa mai închisă. Și eu zic, uite, eu am aflat de la mămica ta că tu ai mai mult de lucru, ești mai ocupat, așa. Zic, când o să te eliberez, la poate la sfârșit de săptămână, plecam. Și el zice, bine, după 5 minute mă sună și îmi spune, hai să plecăm acum, că eu acum m-am eliberat. Și zic, bine, hai să plecăm. Am mers la Parma, am văzut Parma, orașul, tot ce e frumos de văzut. Am venit acasă, tot bine. Eu așa mă uitam, zic, nici nu știu ce să vorbesc cu oamenii străini. În general, când am ajuns la Parma,
așa m-am simțit un pic, limba nu știi, oamenii străini, ziceam unde am ajuns, oare unde o să ajung mai departe, dacă o să fie, ce final o să fie, fericit sau mai puțin fericit. Și cu el ieșeam în toată seara, pentru că el era cumva convingător ca să ies, să nu stau în casă, să nu mă izolez, să nu... Și el cumva mă scotea. Azi într-o parte a Parmei, mâine în cealaltă, pui mâine mai în afara Parmei, adică cumva să mai ies din casă. Până într-o bună zi, el îmi aduce flori. Dar asta a durat vreo 2-3 luni bune, așa. Mi-a dăruit flori și îmi zice, hai mâine plecăm, dacă vrei, plecăm la Genova să vedem acvariul de pești. Și m-am dus cu el. Acolo, când am luat biletele să intrăm în clădire, a început să plouă, dar noi eram în rând. Și cumva am avut numai o umbrelă. Și umbrela aia cred că ne-a unit, pentru că el a zis, hai vină sub umbrelă, pentru că o să te ploaie. Și cumva m-a tras așa lângă el și m-a sărutat. Și de atunci, în fiecare zi, în fiecare minut, în fiecare secundă, noi suntem împreună. El venea mereu la mine la spital. Mă îngrijea, venea cu mâncare, uneori, așa, pe din ascuns, pentru că cumva spitalul de acolo nu e ca aici. Acolo nu poți să te duci cu mâncare de acasă. Când intri, trebuie să fii îmbrăcat special ca în sala de operație. E totul mai strict, curățenie la maxim. Și el venea mereu la mine, și la spital, și după spital. Mă lua de la spital, mă transporta acasă, adică el era mereu prezent. Și la un moment dat, el îmi spune, uite, noi suntem deja în luna decembrie, tu ai venit în februarie. Ție documentele încă nu ți le-au dat și nu o să ți le dea, pentru că eu eram în așteptare. Așteptarea asta dura un an de zile, adică am venit în februarie și tot în februarie scădea foița aia cu care eu așteptam permisul ăsta de ședere umanitar, cu care puteam să merg mai înainte. Și el îmi zice, uite, ție nu o să ți le dea, pentru că noi deja suntem în decembrie. Vin sărbătorile de iarnă și deja se mai lungește un pic și februarie. Și m-a dus într-un magazin de inele, mi-a pus mâna la ochi și a zis, eu vreau să-ți cumpăr un inel, dar eu nu mi-am dat seama. Și mi-am cumpărat inelul ăla și mi-a zis, eu ți-aș propune ca noi să ne căsătorim, pentru că vine luna februarie și tu ești la risc mare, pentru că cumva documentele pe mine... După ce ne-am căsătorit, el m-a salvat și documental. Și așa și ne-am căsătorit. Eu nu știam, nu eram sigură că vreau o relație, pentru că cumva mă temeam să nu fie un final tragic. Eu între timp m-am tratat, acum totul este bine. Pe 15 septembrie fac 5 ani după transplant. Și 5 ani de când eu m-am despărțit cu cancerul, cu așa zisul limfom Hodgkin. Noi suntem împreună de când ne-am întâlnit prima dată, adică de când a fost primul sărut și până în prezent suntem împreună, suntem un tot întreg. Eu atât de bine mă simt lângă el, încât dacă viața ne-ar despărți într-o zi, ar fi doar din partea lui. Eu o să fiu mereu aproape, în orice situație, și la bine și la greu, mereu împreună. Eu îi mulțumesc foarte mult Asociației Renașterea, în frunte cu Ludmila Furtună, cu Vera Brinoveanu, Mihail și Tatiana, care pe parcurs au devenit nașii noștri, Vera fiind sora nașului. Așa că noi ne-am înrudit și dacă viitorul ne va da copii, o să ne și încumătrim și cu Ludmila și tot o să fie bine. Sunt și eu acum cu soțul meu înscris în această asociație,
și cumva încercăm să ajutăm alte cazuri care ajung acolo. Pe mine această boală m-a făcut cumva mult mai matură și acum dacă să privesc înapoi, aș da din sufletul meu câte o particică fiecărui om care e bolnav de așa, care trece prin chinuri și bolnav de așa boală și le-aș spune să fie curajoși, să fie puternici, să meargă doar înainte, pentru că eu am fost în cazul în care am crezut că nu o să mai fie vreo șansă, dar i-a apărut. Să nu disperați, să fiți tari și să mergeți doar înainte, pentru că există oameni buni care există oameni buni în preajma voastră care ar putea să vă ajute, există doctori buni și cei care sunteți alături de ei, de oamenii care au aceste suferințe, să-i încurajați și să nu vă temeți, să nu vă temeți să vă apropiați, pentru că eu am simțit pe pielea mea când multă lume s-a întors. Asta, boala aceasta nu este o râie de care voi să vă molipsiți. Oamenii ăștia cumva au nevoie de încurajările voastre. În lumea asta sunt oameni foarte buni care ar fi dispuși să vă ajute. Aveți exemplu curat din istoria mea cu soțul meu care m-a acceptat așa cum sunt. În situația cea mai gravă, aș vrea și mă trage foarte mult acasă, dar eu știu că până când aici nu pot să vin, pentru că medicina noastră mai are mult de crescut și ar trebui să ia mai multe exemple de peste hotare, chiar dacă ei susțin că utilizează protocoalele internaționale sau europene. Dar sunt sigură, eu, după părerea mea, după ce am trecut, sunt sigură că unele lucruri ar fi bine și ar fi posibil de făcut și fără mari investiții și fără mari sume de bani sau... În primul rând, atitudinea umană. Eu am stat foarte mult timp la pat, cu spitalul, cu tot ce înseamnă tratament și acum chiar îți dornică să fac foarte multe lucruri. Acolo am învățat, acolo am făcut permis pentru mașină, acolo conduc, mă implic în foarte multe chestii, încerc să ajut cum pot și mereu aș face cu mare drag pentru că și pentru mine a făcut foarte multă lume un lucru imens pentru mine. Eu vreau să îndemn toată lumea ca să fie activă, să ajute pe cel din preajmă, să fie mai buni. Eu vă îndemn să trăiți aici și acum, pentru că mâine este departe și nimeni nu știe cine așteaptă. Exemplul Tatianei trebuie să-i motiveze pe toți care trec acum printr-o formă sau alta de cancer. Nu vă dați bătuți, iar oamenilor din jur le doresc mai multă empatie. Dați dovadă de bunătate. Medicilor le zic să ia exemplu de la colegii lor italieni, care și atunci când credeau că nu mai sunt șanse, nu îi spuneau Tatianei nimic, ci o încurajau să lupte cu boala. Iar asta este extrem de important. Vin cu un apel către autorități să depună eforturi ca să reformeze și sistemul nostru de sănătate, care e mai bolnav decât pacienții. Avem nevoie de oameni buni în spitale, care să știe să te diagnosticheze, trateze și îndrume atunci când capacitățile lor nu sunt destule. Moldovenilor noștri de peste hotare le sunt recunoscători că nu uită de noi, ci de acasă, că ne sunt alături la bine și la greu, dar mai ales la greu. Am citit la cineva că Moldova nu mai este doar porțiunea asta de pământ dintre Prut și Nistru, ci este toată lumea, peste tot unde s-au stabilit conaționalii noștri. Vă mulțumesc din tot sufletul. Vă mulțumesc tare mult și celor care susțineți acest proiect pe patreon.com/doigalbeni. Datorită vouă pot face auzite istoriile oamenilor care ne pot motiva și da o speranță. Vă mulțumesc!